cât Cipru, mai mare ca Malta, mai mare ca alte țări ale Uniunii Europene, așa că se întâmplă și la noi foarte multe lucruri. Dar din toate aceste foarte multe lucruri care se întâmplă, se întâmplă și niște lucruri care nu ne face nicio plăcere, dar trebuie să le spunem, pentru că dumneavoastră fiind omul care gestionați programul de dezvoltare, programul național de dezvoltare locală, care ar însemna o ridicare pe dreapta mai sus a României în anii următori, deși, așa cum spunea domnul președinte Dragnea, nu pare așa foarte spectaculos dintr-o dată, însă pentru fiecare localitate înseamnă ceva. Pentru că ne uităm mai puțin la banii care vin de la guvern și așteptăm cu mare interes fondurile europene și programele naționale. Și facem tot posibilul ca toți să mai punem o fărâmă, să ieșim dintr-o stare în care suntem considerați una dintre primele 20 de regiuni sărace ale Europei, printre primele, dacă nu chiar undeva, primele 10 regiuni sărace, adică Dolju și cu partea aceasta de Vidin, Montana, Vrasa, de la Bulgaria, cam asta înseamnă. Și de aceea noi așteptăm cu mare grijă și cu mare interes să ni se întâmple câte ceva. Dumneavoastră ați văzut câtă bucurie este în ochii unui primar și câtă zbatere este și ce lucru extraordinar a făcut când a făcut o punte peste o apă. O simplă punte peste o apă. Alții fac construcții grandioase, fac alte lucruri, dar ne bucurăm pentru lucrurile mici. Așa că Dolju este unul din județele care au depus foarte multe proiecte. Vă rog pentru asta să ne prezentați cam modul în care priviți aceste lucruri și alte lucruri de care avem nevoie. Am rugăminte la dumneavoastră, o să vă spun de altfel, doamna viceministru, cum procedăm, dar să acordăm atenția, să ne notăm ce avem de vorbit și într-un anumit moment, când trebuie să puneți întrebări, să puneți întrebări. Îi dăm cuvântul doamnei viceprim-ministru și vă cerem permisiunea să rămână aici, să stea și să vorbesc de la acest microfon. Da. Ceea ce vă sprijină Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții, m-am uitat așa și zic noi pe că trebuie să schimb buletinul. La Constanța nu am reușit să facem ceea ce am făcut aici la dumneavoastră și vă felicit că ați avut dumneavoastră, doamna primar Olguța Vasilescu, acea tenacitate de a vă lupta pentru proiectele Dolju-ului, pentru proiectele Craiovei. Nu sunt puține, sunt multe importante pentru toți dintre dumneavoastră. Înainte de a trece la o discuție mai aplicată pe zona de PNDD, vă rog să-mi permiteți foarte, foarte pe scurt să vă prezint prioritățile Ministerului. După cum bine știți, conform programului de guvernare, primul punct la noi este asigurarea celor 10 servicii de bază pentru modernizarea statului românesc, vorbim aici de apă, canalizare, drumuri, școli, dispensare, iluminație și tot ceea ce finanțează astăzi Programul Național de Dezvoltare Locală. Ce am făcut? Am adoptat Ordonanța 6 în 2017, prin care tot ceea ce se afla în finanțare la 31 decembrie 2016, am instituit PNDD etapa 1. Toate acele proiecte și la nivelul județului dumneavoastră, destul de multe, deci într-o sumă de peste 300 de milioane de lei, toate au finanțarea asigurată, inclusiv cei care ați încheiat anul trecut contracte de finanțare și nu le-ați încheiat la valoarea necesară a investiției, toți, inclusiv aceștia, aveți asigurare de finanțare pentru finalizarea obiectivelor de investiție. Ce aștept eu de la dumneavoastră, uitându-mă la execuția bugetară pe care o aveți pe PNDR 1,
este să grăbiți lucrările, să veniți cu facturile la deportat. Avem cash-urile asigurate, nu avem nicio problemă în asigurarea resurselor de finanțare. Vă solicit să aveți o discuție foarte aplicată cu constructorii dumneavoastră și să veniți cu facturile la deportare. Nu putem să justificăm nevoie de infrastructură, atâta timp dumneavoastră aveți contractele din 2015 și ați deportat 10% din ele. Al doilea element important care l-am instituit în ordonanța 6, am instituit PNRR etapa 2 cu un buget de 30 de miliarde de lei, conform programului de guvernare. Finanțăm 5.000 de obiective noi, apă, canal, drumuri și așa mai departe, 2.500 de construcție, reabilitarea, 2.500 de crește și grădinițe și 2.000 de școli în vederea obținerii autorizațiilor de funcționare, ISU și așa mai departe. Știu că mulți dintre dumneavoastră ați avut probleme în obținerea acestor autorizații, lucrările nu sunt de complexitate, deci în principiu ceea ce a impus ISU ca și condiții de îndeplinire în vederea obținerii acelei autorizații, sunt lucrări fie de locuirea celor pereți de la laboratoarele de fizică, chimie, unde mi s-a spus să puneți niște pereți care să poată să protejeze elevii în cazul în care se întâmplă un incendiu sau ce se mai întâmplă la nivelul activităților de fizică, chimie, sau au spus să lărgiți ușile de acces. Toate aceste lucrări nu sunt lucrări cu complexitate, deci nu construim o școală nouă, deci ele sunt asigurate, au toată finanțarea inclusă în PNDR, iar toți cei care aveți depuse anexa 3 în acest sens, vă spun de fapt cum aveți finanțarea asigurată. Al doilea element, ca și prioritate pe care l-am învățat la nivelul Ministerului, se referă la absorbția fondurilor europene. Poate nu întâmplător sau poate mulți dintre dumneavoastră v-ați întrebat de ce s-a unit Ministerul Dezvoltării cu Ministerul Fondurilor Europene. Pentru ca să putem corela mai bine toate sursele de finanțare pentru tot ceea ce înseamnă infrastructură locală. Și vă dau un exemplu. Toți cei care astăzi aveți proiecte de apă și canalizare incluse în master planul de apă și canalizare, care se finanțează prin programul de infrastructură mare și nu aveți un proiect micuț. La nivelul județului Dolj, proiectul este de peste 200 de milioane de euro. Deci aveți sume considerabile și din aceste considerente, toți cei care ați depus cumva anexa 3 pentru apă și canalizare la PNDR, dar sunteți prinși în master planul de apă și canalizare, rămâne în master planul de apă și canalizare. Asta înseamnă corelarea surselor de finanțare. Dacă am depus un proiect de reabilitare și consolidare a unității de învățământ de 2-3 milioane de euro, de exemplu, ăla nu înseamnă că este un proiect pentru obținerea autorizației de funcționare. Acela merge la finanțare în programul operațional regional. În acest sens, noi ne-am asumat la 31 decembrie 2017, împreună cu cei de la Autoritatea de Management de la Programul Național de Dezvoltare Rurală, AFIRU, așa cum știți în marea majoritate dintre dumneavoastră, și cu AVIA, să aducem în țară 5,2 miliarde de euro. Poate o sumă mare. Când auzit așa, și eu când aud 5,2 miliarde de euro, mi se pare că e o sumă foarte mare. Dar comparativ cu anul trecut când am avut zero. Dar cât ar fi trebuit să aducă România, de fapt, în acești ani, ca să nu-i pierdem fondurile europene, să știți că suma este insuficientă. Am lansat toate polurile, toate sesiunile, le-am deschis pe partea de program operațional regional, și aici aveți o șansă în plus față de celelalte județe ale țării, pentru că sunteți, faceți parte din SUEP, din strategia pentru regiunea Dunării și există alocări suplimentare la nivelul fiecărui program operațional, în special POR, vorbesc, și de la PNDR, pentru SUEP.
Uitați-vă, ghidul este deja public pentru partea de clădiri publice, clădiri rezidențiale, drumuri județene, tot ce este pe zona de Sfert-Tărpor, iar la afil știți foarte bine că aveți o finanțare dedicată. Ce am mai făcut pentru partea de fonduri europene și cred că v-au și dat colegii mei un material. După cum bine știți, m-am tot dus în foarte multe județe și m-am întâlnit cu foarte mulți colegi de dumneavoastră și mi-au explicat câte probleme au cu proiectele pe care le-au depus la AFIR. Ne-am întâlnit cu toți președinții de organizație de la Asociația Comunelor din fiecare județ, avem un președinte de la filială de la Acor aici. Da, da, am întâlnit. Da? Deci, vă aduceți aminte, ne-am întâlnit la București, toți din toată țara, ne-am întâlnit cu ministrul Daia, conducerea firului, conducerea de la PNDR, am luat fiecare problemă, punct cu punct, fiecare dintre dumneavoastră, dintre reprezentanții dumneavoastră, a putut să vorbească acolo și să vă ridice toate problemele care le-ați avut. Aveți minuta încheiată, de asta m-am pus-o la mapele dumneavoastră acum, minuta pe care am încheiat-o în prezența tuturor reprezentanților, cu cei de la Ministerul Agriculturii și am deblocat foarte multe probleme. Aduceți-vă aminte, am dat chiar și hotărâre de guvern, cu problema aceea cu depunerea proiectului tehnic, dacă îl depuneam în 6 luni, pierdem finanțarea, am rezolvat, nu mai există această problemă. A treia prioritate pe care o am la Ministerul Dezvoltării o reprezintă reforma administrației publice. Un subiect foarte important și pe care l-am prezentat la toți colegii, la toate întâlnirile cu toate asociațiile autorităților locale, le-am povestit de podul administrativ. Podul administrativ este un proiect în dezbatere. Pe site-ul Ministerului Dezvoltării are deja 5 luni de când așteptăm, facem dezbatere, așteptăm propuneri, observații, vă rog și pe dumneavoastră să vă mai uitați o dată pe el. Noi sperăm în 2 săptămâni să-i dăm drumul deja în aprobare în Dunăre și să plece spre parlament. Ce este codul administrativ? Este un pachet care unește toate legile care guvernează administrația publică. Legea 215, administrație publice locale. Legea 188, statutul funcționarului public. Legea 213, domeniul public al statului și al unităților administrative teritoriale. Legea 340 a prefectului. Legea 393 a alesului, statutul alesului local. Deci tot acest pachet de legi îl regăsiți în acest pod administrativ. Îndreptăm foarte multe lucruri. Vă dau un exemplu. Cel mai, să zicem, important, poate, la nivelul statutului funcționarului public, clarificăm și în 188 și în 215 răspunderea administrativă. Astăzi, pe autorizația de construire, cel mai ușor exemplu, cine semnează? Domnul doamna arhitect șef pentru partea de pentru partea tehnică autorizației, domnul doamna secretar al Unității Administrative Teritoriale pentru partea de legalitate și domnul doamna primar sau domnul președinte al Consiliului Județean. Cine merge în instanță astăzi? Primarul. Nu considerăm că este corect față de alesul local să meargă în instanță atâta timp cât aceste semnături ale celor care sunt specializați în domeniu există pe documentul administrativ, primarul, semnătura primarului, investește cu autenticitate, cu autoritate documentul. Deci în momentul în care dumneavoastră ați semnat, se știe clar că este un document oficial al instituției. Cei care trebuie să răspundă pentru legalitate, pentru conținut, sunt cei care au întocmit, elaborat, documentația respectivă. În acest sens, clarificăm răspunderea administrativă. Dacă primarul semnează fără să existe semnăturile celor care, conform fișei postului,
sunt obligat să întocmească aceste documente, să răspundă pentru legalitatea actului administrativ respectiv. Deci este una din modificările majore pe care le aducem la nivelul actelor care ne guvernează în nouă toată activitatea. De asta vă rog pe toți să vă mai uitați, să vă rugați funcționarii să le solicitați analizarea acestui document important ca să închidem cu toate dezbaterile și propunerile și observațiile. Al doilea element important cu care lucrăm, tot conform programului de guvernare, este podul finanțelor publice locale. Am emis și am adoptat hotărâre de guvern privind conținutul acestui pod. În el va intra legea 273 a finanțelor publice locale. Titlul 9 din codul fiscal, impozitele și taxele locale, legea insolvenței a unităților administrative teritoriale și codul de procedură fiscală pentru impozitele și taxele locale. Ce am zis în programul de guvernare? Începând cu 1 ianuarie 2018, impozitul pe venit, care astăzi este 71,5% cotă a bugetelor locale, dumneavoastră la primărie încasați 41%, diferența de pleacă către Consiliul Județean, restul rămâne la bugetul de stat. De la 1 ianuarie, acest impozit va fi sursă 100% a bugetelor locale. De asemenea, am zis că vom analiza un prag de 750 de lei pe locuitor. Deci acolo unde bugetul nostru din venituri proprii nu face acest prag de 750 de lei pe locuitor, avea atunci să vină bugetul de stat și să echilibreze bugetul local, astfel încât în 2018 să nu mai avem nicio primărie care să aibă probleme de funcționare în activitatea sa. Cam astea ar fi, cum să vă zic, prioritățile foarte pe scurt pe care vi le-am prezentat. La fiecare întâlnire pe care am avut-o în fiecare județ, am procedat la modul dumneavoastră puneți întrebare, eu vă răspund, sau dacă nu pot să vă răspund pe loc, preiau întrebările dumneavoastră și promit să revin cu răspunsuri. Acum, domnul președinte, dumneavoastră, da, cunoașteți pe fiecare.